La Iași, desenele făcute de cei mici pe hârtie prin viață. Olga Scânteie este un fel de Gepetto modern. De 3 ani face păpuși după schițele copiilor. Are un băiat, Horea, de 8 ani, care a inspirat-o să pornească această mică afacere numită Mansarda cu pisici. Pe timp de pandemie, cererea a crescut cu 50%, iar acum, de Crăciun, abia își mai vede capul de treabă. Asta este o pernă care îmbrățișează. În lăbuțe aici se pun niște bile mai grele. Când mama vrea să plece puțin de lângă bebeluș, îi pune și face așa o îmbrățișare. Și copilul simte greutatea din biluțe și are senzația că mami n-a plecat. Am făcut și iepurași, și pisicuțe, și cățeluși. Și... cred că lumea stă mai mult acasă, are nevoie de companie plăcută. Așa. De îmbrățișări, de, nu știu, și eu am avut mai mult timp să lucrez. Cel mai fidel client este chiar băiatul ei. Îl cam deranjează că nu are prioritate la creațiile mamei și trebuie să-și aștepte rândul pentru o păpușă. Acesta este cosmonautul care am rugat-o pe mama să-l facă. Aici scrie cum îl cheamă, Mascu. Da, hai să vedem. Mascu. Și văd că vrei să aibă și o anumită înălțime, nu? Da. Cât? 1,45 m? Da. Aceasta este jucăria mea, pe nume Garfield. Este din serialul meu preferat. Păi eu desenez și după aia, când termin desenul, mă duc la mama și îi dau desenul. Și ce zice? Are mami timp să-ți facă sau are prea multe comenzi? Are cam multe. Alina a fost prima clientă a Olgăi. Îți spune ce este așa special la păpușile astea. Sunt standard, nu știu dacă sunt tot timpul 3 la fel. Se mai întâmplă că mai este cineva care mai vrea același model. Dar marea majoritate a lor sunt unicate. Au numele lor, au povestea lor, au felul prin care sunt făcute.